Maria Ghimpu a încercat să facă mai multe lucruri în viață până a ajuns să crească flori. A învățat de bucătar, de șoferițe, a crescut zarzavaturi, dar până la urmă s-a oprit la flori, pentru că acesta a fost visul ei din copilărie. Când eram mică și mult desenam, și anume flori desenam, când eram micuță chiar le păstram un timp așa. Și totdeauna și în vis, când visez multe flori diferite, nici nu le-am văzut, dar eu în vis îmi vin așa de multe ori diferite flori. Și mi-a plăcut și mirosul și cum se dezvoltă plantele, mi-a plăcut. I-a fost greu la început, dar au ajutat-o cei 4 copii pe care îi are și care, de asemenea, ca și mama lor, iubesc florile. Trebuie de ajutat și cu lucru, și cu banii, și cu toate cele și putem. Măcar noi, măcar putem ajuta, cu știu, putem ajuta și noi. Cât de cât ajutăm și noi părinții, cât de la noi și tot așa, lucrăm împreună, cum a dorit o familie să lucrează gospodare împreună, să lucrăm. Cu florile se poate de făcut o afacere în Moldova, se poate de întreținut. O familie mai micuță, da, se poate de întreținut. Dar o familie mai mare, e cam greu de întreținut. Cu așa, business-ul e tare bun, e normal, dar la noi sunt foarte mari cheltuieri. Maria visează să deschidă un magazin de flori în sat, pe care el ar încredința feciorului Tudor. Aceasta ar fi o garanție pentru viitorul lui, ținând cont de starea lui de sănătate. Dorim zâmbet, facem grădinile frumoase la oameni și desigur că când crești flori, însă și sufletul omului înflorește. Și fiecare om care vine la mine, duce cu zâmbet în față. Deoarece atunci când vin flori, nu neapărat să o dai ca și cum din obligate, dar o dai blândit, cu bucurie, ca om, duc cu zâmbet mai vine înapoi. A ajutat-o foarte mult și soțul Tudor, care a construit sera cu mâinile proprii. A executat și toate lucrările de sudare. Fără el, nu-și închipuie cum s-ar fi descurcat. A reușit să o aducă acasă pe fiică, îi ajută cu nepoțica, dar îi transmite și dragoste pentru flori ca să rămână acasă. Deocamdată, nu toți copiii vor să revină la Baștină. Foarte greu, anume lucruri foarte greu și probleme sunt foarte multe, dar mult faci unirea de familie, mult faci, mă înțeleg cu copii, mă ajut cu copii, am copii mari, știu hotare, au plecat. Ei m-au ajutat pe mine, eu trimis finanțe, când le trebuie, le-am ajutat eu lor. Chiar fără bani am pornit lucru. Cu pas mic am călcat în lucrul acesta, pentru că m-am temut să fac pasul mare deodată, vă spun sincer ce este, dar am mers odată cu experiența și cu banul încet. Am un băiat cu dizabilități din copilărie. Întotdeauna l-am ținut pe lângă mine pentru că, într-adevăr, nu poate, nu are sănătate de ajuns să duc să facă bani. Dar mie este de ajutor. Chiar toată iarna, să zic, am mare nădejde în trânsul, anume nopțile, el cu grijă, are grijă de seră, pentru că noaptea e foarte periculoasă, nu poți să dormi, și trebuie să păzești, să iei seama. Anume el, dacă m-a ajutat foarte mulți ani în privința asta, cu și poate cu și mă ajută. Când omul muncește pentru sine, o face mai cu tragere de inimă, avea să ne mărturisească Maria Ghimpu. Problemele sunt la toți și nu sunt puține, dar dacă ți este pe plac ceea ce faci și munca sporește și rezultatele vin, ba chiar și copiii revin acasă, precum s-a întâmplat în această familie.